Dumnezeu să vă păzească oriunde ați fi și orice ar cădea. Nici o armă să nu aibă succes împotriva voastră în numele lui Iisus Hristos. Doamne, acoperă, păzește și protejează în numele lui Iisus. Așa cum ai spus în 1 Ioan, cine are părtășie cu apostolii, acela are părtășie cu tine și pe acela sângele lui Iisus Hristos îl spală de orice păcat. Doamne, acești oameni sunt peste tot, în ocupație, pe front, oriunde ați fi, voi aveți părtășie cu Sfântul Cuvânt, cu apostolii lui Iisus, deci aveți părtășie cu Iisus. Sângele lui Iisus Hristos să vă spele, Duhul Sfânt să vă pecetluiască, să trăiți și să vestiți lucrările Domnului. Amin. Când a început războiul, imediat s-a spus că totul depinde de Dumnezeu. Biruința depinde de Dumnezeu, pentru că binele pe care îl avem, îl avem de la Dumnezeu. Dumnezeu dă binele, dar de multe ori, cu cât oamenii o duc mai bine, cu atât au mai puțin timp și respect pentru Dumnezeu. Nu mai au frică de Dumnezeu, dar frica este începutul înțelepciunii. Adică oamenii își pierd mintea și îl aruncă pe Dumnezeu. Dar Dumnezeu este binecuvântarea. Cele mai bune lucruri care există pe pământ vin împreună cu Dumnezeu. Așa că atunci când îl îndepărtăm pe Dumnezeu, știți ce va pleca împreună cu Dumnezeu? Toate lucrurile bune pe care le-am avut. Și este scris că în locul acestor lucruri, ce vine? Foametea, războaiele, viclenia, religiile false, închinarea la diferiți oameni, închinarea la idoli, moartea, iadul. Totul este scris, suntem avertizați. Dar cine este vinovat? Omul l-a îndepărtat pe Dumnezeu. Dar totul a fost dat împreună cu El. Dacă l-ai scos pe Dumnezeu, înseamnă că trebuie să-L întorci, să te pocăiești și să strigi la Dumnezeu, să recunoști păcatele tale, să faci o pocăință profundă, să te întorci la Dumnezeu și să chemi toți oamenii, pentru că mântuirea, binecuvântarea, biruința și pacea le dă Dumnezeu. Nu există alte variante. Fie va fi un haos, pentru că mulți se închină la astfel de idoli sau demoni ai haosului, fie va fi Dumnezeu, de la care vine pacea și binecuvântarea. Și alegerea este a oamenilor. De aceea noi am propovăduit în acești ani la sute de mii de oameni. Doar în 100 de zile am propovăduit la sute de milioane de oameni. Și le spunem oamenilor că există doar o singură posibilitate. Este scris ce va fi mai departe. Va fi necaz. Dumnezeu scrie și arată în cartea Apocalipsa că va fi pecetea a șasea și ce va fi în timpul ei. Vor fi trâmbițe, pe urmă vor fi potire, șapte trâmbițe, șapte potire. Totul este descris în amănunt. Și tot necazul va veni dintr-un singur motiv. Omul nu se apropie de Dumnezeu, ci se îndepărtează. De aceea, atunci când omul se îndepărtează de Dumnezeu, el se îndepărtează și de toate lucrurile bune. Iar tot rahatul vine în viața omului fără limite. De aceea, cu cât mai repede ne vom întoarce la Dumnezeu, vom începe să ne corectăm greșelile, să cerem milă și să ne pocăim, cu atât mai repede vom avea pace, mântuire, biruință, vom avea răspuns de la Dumnezeu și Dumnezeu ne va auzi. Dar atunci când nu facem aceste lucruri, ne întrebăm de ce Dumnezeu nu ne aude. Pentru că Dumnezeu nu reacționează la viclenie, la necurăție, la religie, la anumite ritualuri. Toate acestea sunt lucruri goale. Îi este greață de aceste lucruri.
El spune, îmi întorc fața ca să nu văd. Dar Dumnezeu știe dacă îl iubim cu toată inima, dacă avem încredere în El, dacă îl cunoaștem din toată inima, dacă îl slujim, dacă îl căutăm. Țin minte că în viața mea la 6 ani l-am întâlnit pentru prima dată pe Dumnezeu și am vorbit cu El atunci când moartea a venit să mă ia. Dar Dumnezeu mi-a dat viață. Ce s-a întâmplat de atunci? Am crescut în cunoașterea lui Dumnezeu. Făceam bine sau rău, pentru că pe atunci încă mai era Uniunea Sovietică, era interzis să crezi și uneori ascultam de Dumnezeu și atunci mi era bine, venea binecuvântarea și îndurarea lui Dumnezeu, dar se întâmpla să nu ascult de Dumnezeu și pentru aceasta veneau probleme și pedepse. Dar toate aceste lucruri îmi erau învățătură și acest proces a început de la 6 ani. Înainte credeam că pot să trăiesc în această lume și să-mi iau cele mai bune lucruri. Dar nu am reușit așa. De ce? Pentru că există binecuvântare și există blestem. Oare funcționează binecuvântările și blestemele? Sigur. Și trebuie să înțelegem că Universul și tot Pământul este programat pentru binecuvântare sau blestem. Să dea ploaie, să nu dea. Să dea roade sau să nu dea. Și, în general, va cădea o piatră în cap sau nu va cădea. Totul este binecuvântare sau blestem. Oamenii lui Dumnezeu s-au rugat pentru acest pământ. Și astăzi pe pământ acționează binecuvântarea sau blestemul. Mă vei întreba, chiar crezi în acest lucru? Cu siguranță. Pot să vă demonstrez foarte simplu acest lucru. Să luăm de exemplu America, Statele Unite. O țară frumoasă, dar acolo 1 milion de oameni sunt în închisoare. Să luăm Rusia, acolo 1,5 milion este la închisoare. Să luăm Ucraina. Mai mult de 50.000 de oameni sunt la închisoare. Se pune întrebarea, câți dintre aceștia au dorit să stea la închisoare? Niciunul dintre ei nu avea de gând. Și fiecare om, când iese din închisoare, spune că nu va mai ajunge sub nicio formă acolo. Dar ajunge din nou și din nou și nu poate să scape. De ce? Pentru că există legi pe care se ține tot pământul, toți atomii, moleculele, tot pământul, așa cum a spus Dumnezeu poporului evreu. Dacă nu veți cinsti cuvântul, legile lui Dumnezeu, va veni înfrângerea. Pentru că pământul însuși vă va da jos. Acest pământ vă va arunca dacă nu îl veți respecta pe Dumnezeu, dacă îl veți neglija. Însuși pământul, cerul, se va curăți de voi. Și este groaznic. Și când te uiți la aceste milioane de oameni, înțelegi că niciunul dintre ei nu avea de gând să stea la închisoare, fie în America, fie în Rusia, fie la noi. Cine ar fi avut de gând? Nimeni. Dar de ce au ajuns acolo? Pentru că există legi care funcționează. Există legi și Dumnezeu spune că pentru încălcarea legii vine pedeapsa. Și chiar dacă aici, pe pământ, pedeapsa nu vine în acea măsură pe care a stabilit-o Dumnezeu, ea te va ajunge în veșnicie. De aceea există și iad și rai. Uitați-vă la închisorile pline și la cât de multe necazuri sunt pe pământ. Și gândiți-vă singuri, oare există binecuvântare și blestem sau nu? Și uitați-vă cum se raportează oamenii la Dumnezeu, la legământul Lui, la cuvântul Lui. Și atunci vine înțelegerea, conștientizarea și claritatea tuturor acestor lucruri. Da, de aceea întrebările de genul unde se uită Dumnezeu și de ce este atât de multă violență în lume, nu sunt justificate. Există anumite lucruri care sunt în limitele legii. Am citit un articol al unui om de știință cinstit și el spunea, la noi în școli s-au anulat rugăciunile, s-a anulat credința în Dumnezeu. Și acum, la noi în America, sunt 30 de masacre în masă pe an. Masacru este atunci când un elev sau un om ia o armă, vine și împușcă alți elevi sau copii și nimeni nu poate să oprească acest lucru. Și acest lucru a început de când credința în Dumnezeu
Dumnezeu a încetat să mai fie pe primul loc. Și sunt situații când oamenii stau în închisori pentru păcatele lor, dar există și păcate legalizate, când se omoară milioane de copii prin avorturi. Aceasta este tot o ucidere. Și oare va arunca Dumnezeu oamenii de pe fața pământului dacă sunt omorâți milioane de copii nevinovați? Și cuvântul lui Dumnezeu spune că îi aduceau jertfe lui Moloch. Și cei credincioși, poporul lui Israel, au umblat timp de 40 de ani și au făcut altare Astartei și lui Moloch. Își ardeau copiii, îi omorau, îi aduceau în jertfă idolilor și pentru aceste păcate vin blesteme. Și trebuie să înțelegem pentru ce vine războiul. Dacă sunt omorâți milioane de oameni nevinovați, cum este scris că pe poalele hainei tale se află sângele celor nevinovați, care nici nu au putut să facă vreo alegere, atunci funcționează legea și pământul aruncă de pe fața sa pe cei necurați. Și tot ce trebuie este să ne pocăim, nu să îl acuzăm pe Dumnezeu, să ne pocăim și să ne schimbăm viețile. De exemplu, noi trăim și ne gândim. Avem vecini de treabă, dar dintr-o dată te trezești că vecinii aruncă în tine rachete sau drone sau trag cu tunurile. Este o nebunie și suntem șocați de astfel de nebunii. Dar există legea lui Dumnezeu. Dumnezeu a pus o lege. Tu nu ieși afară, deschizi ușa și te uiți. Astăzi sunt păsărele pe cer, înseamnă că ies. Dar a doua zi deschizi și te uiți la cer, astăzi oare ce lege aplică Dumnezeu? Tu așa ieși afară, te uiți, aha, astăzi vacile zboară. Înseamnă că astăzi nu ies afară. A treia zi te uiți, o, elefanții zboară. Înseamnă că trebuie să mă duc în adăpost cu totul. Pentru că dacă zboară păsările și cade vreun găinaț, nu este nimic. Dar dacă vaca începe să zboare, deja este o problemă. Dar dacă elefanții încep să-și facă nevoile? Sau dacă vaca sau elefantul au vreun atac de inimă? Sau alt animal, dacă va cădea peste tine, peste mașină sau peste casă, ce va fi? Dar tu nici nu te gândești la astfel de lucruri. De ce? Pentru că totul este strict. Dar cine a făcut ca legile să fie respectate atât de strict? Există legi pe care le-a pus Dumnezeu, însă oamenii nu împlinesc legile. Ei fac ce vor. Aici este problema. Și tu trăiești și te gândești că ai un vecin de treabă, dar el începe să tragă din mitralieră. Te uiți la altul, te gândești că este normal, dar el lansează rachete. Al treilea trage din tank și așa mai departe. Cine încalcă legile? De aceea Dumnezeu a stabilit niște legi foarte stricte. Da, mi-aduc aminte ce spunea politicianul Margaret Thatcher. Ea spunea că atunci când a fost politician tânăr, avea ochelari roz. I se părea că dacă va construi case de lux, dacă va da oamenilor educație, protecție social vorbind, dacă va oferi medicină, vor trăi ca în rai. Și iată, zicea ea, am realizat toate aceste lucruri. Trăim în case extraordinare, avem medicină puternică, educație, totul este bine. Dar în mijlocul nostru apar oameni care vor să ne jefuiască, care vor să ne ucidă, care vin în casele noastre să ne violeze, care surpă toată baza civilizației noastre. Vor să distrugă tot ceea ce am construit. De la ce s-au luat acești oameni? Și ea zicea că noi am înțeles că este imposibil să construiești raiul pe pământ. Și mari politicieni au ajuns la concluzia că trăind o viață fără Dumnezeu, este imposibil să construiești civilizația. Pur și simplu civilizația se va prăbuși. Casele bune, educația extraordinară, medicina, totul se va termina și omul va pierde sensul vieții. Și omul stă pe internet și se uită la toate aceste lucruri,
consumă tot acest gunoi și nu are niciun sens în această viață, pentru că viața lui s-a terminat. Viața a constat în acea casă, în călătorii, în educație, în acele plimbări, în haine, dar nu în Dumnezeu. Iată toată tragedia și această tragedie continuă atunci când ieșim pe străzi și vorbim cu oamenii și au pur și simplu un gol înăuntru. De aceea ne întoarcem din nou la faptul că trebuie să învățăm oamenii că nu sunt niște maimuțe. Voi nu sunteți maimuțe, sunteți oameni, sunteți creația lui Dumnezeu. Sunteți creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Dar dacă vă veți îndepărta de Dumnezeu, veți fi blestemați. Nu sunteți niște animale. Dacă vă veți îndepărta, tot ce vă va da Dumnezeu va fi distrus. Dumnezeu dă oxigenul, El dă putere, dă sănătate, Dumnezeu dă toate binecuvântările, Dumnezeu dă un cer pașnic, totul dă Dumnezeu. Este timpul să fim de partea lui Dumnezeu, să Îl alegem pe El. Este foarte important. Vorbesc astăzi cu mulți oameni și este foarte interesant să aud ceea ce cred ei. Și ei spun, ne este atât de frică și mă gândesc măcar ceva, măcar un singur sentiment normal. Ei spun, ne este atât de frică, adormim și ni se pare că ceea ce zboară deasupra noastră va cădea peste noi. Mereu explodează, mereu sună alarmele. Dar dacă această rachetă cade fix peste noi? Și îi întreb, știți de ce deocamdată nu cade fix peste voi? Pentru că există oameni care se roagă. Pentru că există oameni care se trezesc noaptea înainte să ajungă dronele în Odessa și mijlocesc. Ei pot să se roage pentru aceasta zi și noapte, un an întreg. Se roagă ca toți să trăiască. Predicatorii misiunii Cuvântului Dumnezeu postesc, se smeresc și le spun oamenilor că există Duhul Sfânt. Și Dumnezeu spune, rugați-vă, postiți și vegheați și veți scăpa de necazurile care vin peste toată lumea. Eu vorbesc cu oamenii și ei se uită la mine cu ochii mari. Pentru ei este ceva de neconceput, ca noaptea cineva să nu citească știrile, ci să se trezească și condus de Duhul Sfânt să se roage și să postească, să nu mănânce și necazul să ne ocolească. Vei putea să trăiești și să-L proslăvești pe Dumnezeu și să propovăduiești mai departe. Noi trebuie să vorbim despre aceste lucruri. Întotdeauna mă încurajează povestea vieții tatălui nostru Avram, când a fost distrusă Sodoma și Gomora prin focul din cer. Câte bombe termonucleare au fost explodate atunci, acolo, nu departe, în Iordania, astfel încât s-a format Valea Marelui Rift African. Ce lungime are? Mai mult de 6.000 de kilometri. Este ceva de neimaginat. Dar Avram a rămas viu. El a fost acolo, pentru că el era omul lui Dumnezeu și luăm exemplu de la el. Astăzi se spune că în Tanzania s-au găsit primii oameni. Au găsit Homo sapiens în cheile Olduvai din Africa. Când citesc aceste lucruri, îmi vine să plâng, dar râd. Oamenii deștepți scriu, în urmă cu 3 milioane de ani, în cheile Olduvai, omul a luat pentru prima dată bățul de săpată în mână și a devenit din maimuță Homo sapiens. Toată lumea știe că este o falsificare. Toate verigile lanțului evoluției, toate maimuțele sunt o contrafacere, dar ei spun, în Olduvai, pentru prima dată s-a născut gândul. Acolo s-a întâmplat și a apărut omul. Cine sunt maimuțele din Olduvai? Sunt maimuțele Sodomei. În realitate, Tanzania este același mare rift african care a început în Iordania, acolo unde erau Sodoma și Gomora. Și este demonstrat deja că aceștia sunt oameni obișnuiți, care au suferit după această explozie termonucleară pentru că au fost păcătoși, au trăit ca sodomiții. Au fugit de acolo, au fost găsite oasele lor și ei spun, iată, primul om care a evoluat din maimuță. În realitate, acest lucru s-a întâmplat doar cu 4.000 de ani în urmă, nu cu 3 milioane. Nu s-a născut civilizația în urmă cu 3 milioane de ani. Așa că atunci când auziți despre cheile Olduvai, despre primul om și despre faptul că am provenit de la maimuță, să înțelegeți că aceștia sunt pur și simplu oameni
care au suferit din cauza judecății lui Dumnezeu. Tot acolo au fost neprihăniții care au rămas vii. Acest rift este cel mai mare de pe toată planeta. Marele rift african care se întinde de la Iordania până în Africa. Include și cheile Olduvai, acolo unde oamenii se ascundeau când fugeau. Și totul se explică prin Biblie. Pentru că Biblia este pentru noi un ghid spre viață. Slavă lui Iisus Hristos! De aceea, atunci când sunt întrebată cum să nu ne temem, mi-este atât de frică dacă va cădea peste noi. Eu spun, deasupra tuturor lucrurilor este Dumnezeu. Amin. Și dacă a căzut peste Sodoma, Avram a rămas acolo pentru că el trebuia să împlinească voia lui Dumnezeu, chiar dacă Sodoma era aproape. Slavă lui Iisus Hristos! Aveți înțelepciune! Noi trebuie să înțelegem că Dumnezeu ne-a dat poruncile, să nu avem alți Dumnezei, să nu ne facem idoli, să nu ne închinăm lor, să nu-i slujim, să păzim ziua Domnului, să nu-L pomenim pe Dumnezeu în deșert, să respectăm părinții ca să nu murim mai devreme decât trebuie, să nu ucidem, să nu furăm, să nu facem mărturii mincinoase, să nu curvim, să nu poftim lucrul altuia. Dacă împlinim aceste lucruri, în viața noastră va fi binecuvântare, dacă nu va veni blestemul. Și atunci putem vedea, când oamenii încalcă poruncile lui Dumnezeu, ajung la blestem. Nimeni nu vrea să moară. Toți vor să facă anumite lucruri greșite, dar să primească binecuvântare. Dar în locul binecuvântării vine blestemul. De aceea milioane de oameni suferă, stau în închisori, cum v-am spus mai devreme. Pentru că mai devreme sau mai târziu blestemul te va ajunge. Și chiar dacă nu vei primi aici toată pedeapsa, în iad o vei primi din plin. Dar marea majoritate primește răsplata chiar aici. Dacă omori, atunci și tu vei muri de sabie, ucis. Aceste lucruri le-a spus Dumnezeu. Cum adică? Ce se întâmplă? De exemplu, acum nimeni nu voia să moară. Au vrut să câștige Ucraina în 3 zile, dar nu a fost așa. În realitate, războiul este deja în al 10-lea an. Și oamenii care s-au alăturat acestui lucru, foarte mulți dintre ei au rămas invalizi, alții au murit. Pentru că Dumnezeu a spus, dacă ridici sabia, vei pieri de sabie. Și atunci există sau nu Dumnezeu? Dacă oamenii primesc pedeapsa aici pe pământ, înseamnă că este un lucru foarte important. Trebuie să înțelegem de ce se întâmplă așa. Cum încalcă oamenii poruncile? Să nu furi, să nu ucizi și vine blestemul. La fel, Dumnezeu spune să nu ai alți dumnezei, să nu ai idoli, să nu te închini lor, să nu le slujești. Dar oamenii spun astăzi, nu am timp să studiez Biblia, să ascult predicatori, să mă rog, nu am timp, nu mă interesează. Dar astăzi sunt o mulțime de idoli și oamenii stau în masă în seriale și chiar spun că ei sunt fani, închinători al unui artist, sportiv, politician, al unui președinte, al unui blogger, a oricui. În lume există foarte multă închinare la idoli. Dar ce vine pentru închinarea la idoli? Blestemul. Pentru că aceasta este porunca lui Dumnezeu. Și tot ce punem mai presus de Dumnezeu este închinare la idol. Atunci când punem un om sau ceva mai presus de Dumnezeu, este închinare la idol. Și pentru aceasta nu mai vine binecuvântarea, ci blestemul. Și atunci când noi spunem, veniți în biserică, veniți la Dumnezeu, pocăiți-vă, întoarceți-vă, oamenii spun nu. Și care este consecința? Vine blestemul. Dar de ce pe pământ este atât de mult rău? De ce sunt atât de multe blesteme? Și este plin pe toate continentele și aceste lucruri se înmulțesc. De ce? Pentru că legile lui Dumnezeu funcționează. Oamenii vor ca să fie mai bine, dar nu le iese fără Dumnezeu. Pentru că lucrurile cele mai bune, toate vin de la Dumnezeu. Slavă lui Iisus Hristos! De aceea Dumnezeu să vă binecuvânteze, dragă misiune! Să vă dea înțelepciune, binecuvântare, să duceți acest cuvânt al lui Dumnezeu, să propovăduiți Evanghelia,
Dumnezeu să pună în voi puterea Duhului Sfânt să zdrobiți toate întăriturile satanice în numele lui Isus. Să duceți oamenilor sensul vieții. Dumnezeu să vă păzească oriunde ați fi. Dumnezeu să vă păzească oriunde ați fi și orice ar cădea. Nici o armă să nu aibă succes împotriva voastră în numele lui Iisus Hristos. Doamne, acoperă, păzește și protejează în numele lui Iisus. Așa cum Tu ai spus în 1 Ioan, cine are părtășie cu apostolii, acela are părtășie cu Tine și pe acela sângele lui Iisus îl spală de orice păcat. Doamne, acești oameni sunt peste tot, în ocupație, pe front, oriunde ați fi, voi aveți părtășie cu Sfântul Cuvânt, cu apostolii lui Iisus Hristos, deci aveți părtășie cu Iisus. Sângele lui Iisus Hristos să vă spele, Duhul Sfânt să vă pecetluiască, să trăiți și să vestiți lucrările Domnului. Amin! Haleluia! Haleluia! Domnul să vă binecuvânteze!